Astăzi alegem între un PC SH sau un Nintendo Switch. Astăzi, după cum ziceam la început, vom alege între un Nintendo Switch și un PC SH cu telefon și gamepad, să vedem care este o alegere mai bună. Sau cel puțin asta din punctul nostru de vedere. Dacă ați văzut clipul cu PC-ul complet de 1500 de lei, totul second hand, ne-am gândit să comparăm cu Nintendo Switch. Nintendo Switch, varianta aceasta normală, este în jur de 1600 de lei, așa că am mai pus la buget încă 100 de lei și am pus și un gamepad. Un gamepad care se conectează prin Bluetooth, fie la atât la PC, fie la telefon. Review pentru acest gamepad o să vedeți jos în descriere. Și să vedem ce este o alegere mai bună, ce se poate juca mai bine atunci când sunteți pe drum. Fie varianta PC-ului cu gamepad-ul sau Nintendo Switch. Și de la început a trebuit să vă spunem direct că dacă vreți să vă jucați jocurile de pe calculator, pe telefonul vostru și aveți doar telefonul și gamepad-ul, adică fix combinația asta, dacă nu sunteți acasă, conectați la wireless, renunțați la idee. Nu o folosiți, o să aveți lag, nu o să meargă, așa că mai bine nu. Deci, din primul vă spun acest lucru. În schimb, dacă sunteți acasă și vreți să vă jucați de pe canapea, din pat, de pe toaletă, din fața scaunului, jos tăvăriți pe podea, și aveți deja un telefon cu Android și un gamepad conectat prin Bluetooth, cum este acesta, un gamepad de la Trust, puteți să vă jucați toată librăria Steam, direct pe telefon, fără nicio problemă. Și noi am testat acest lucru cu câteva jocuri pe care le avem și pe Switch și le avem și în Steam, ca să comparăm. Și am început cu Rocket League. Rocket League merge foarte bine atât pe gamepad pe telefon, cât și pe Switch. Nu cred că era vreo întrebare dacă merge bine sau nu și pur și simplu am vrut să facem această afirmație ca să evităm orice altă întrebare. Am mai testat de asemenea Doom 3, pentru că avem toată colecția de Doom și pe Steam și avem și Doom 1, 2, 3 și pe Switch. Și de asemenea și Doom merge foarte bine, doar că atenție, de exemplu pe telefon când am testat Doom a trebuit să mă reconfigurez butoanele, by default nu știa de controller. Așa că dacă vă jucați jocuri de pe Steam prin această metodă, s-ar putea să aveți nevoie să vă reconfigurați butoanele. Puteți să luați în calcul acest lucru, pe când pe Switch nu aveți nevoie de acest lucru, merge din prima. După care am mai încercat niște Street Fighter, nu puteam să nu încercăm și un beat'em up. Pe Switch avem Street Fighter 2, pe Steam am decât Street Fighter 4, asta este. Sunt oricum jocuri asemănătoare și doar ca să vedem dacă merg, se joacă. Cum răspund și ambele variante sunt super ok, după cum ziceam, dacă vreți să vă jucați de pe canapea, de pe toaletă, puteți să vă jucați atât pe Switch, cât varianta telefon cu gamepad, remote, de pe calculator, ambele vor merge perfect. După care, mi-am zis, băi, ok, mai avem FIFA. Am și FIFA în contul de Origin, doar că pentru Origin nu există varianta de streaming, așa cum este la Steam, așa că în desktop-ul meu am o placă video AMD și în desktop-ul acela SH 2500 de lei este de asemenea o placă video AMD, o placă video RX570 care are aplicația Steam Link. Teoretic poate să facă streaming de pe calculator pe telefon și zic perfect. Am făcut acest lucru și surpriză. Nope, nu merge. Adică, da, jocul se vede. Poți să vezi pe telefon, doar că controllerul să controlezi de pe telefon, remote, pe PC, nu merge. Dacă era să am controllerul conectat la PC și telefonul doar să facă streaming, da, ar fi mers, dar dacă ar fi fost o distanță mai mare de 6 metri, semnalul controllerului n-ar mai fi ajuns la telefon sau și deci probleme. Pe când la Switch, deci ce? Oriunde sunteți, Switch-ul merge. Deci nu contează dacă aveți internet sau nu, jocurile care nu au nevoie de internet vor funcționa perfect, spre deosebire de această variantă. Adică, de această variantă depindeți de calculator, tot timpul puteți să aveți calculator. Pe când Switch-ul, nu. Luați-o dată în mână,
l-ați băgat în buzunar, l-ați pornit oriunde sunteți, la volan, acasă, la școală, la muncă, în transportul în comun, în tren, în autobuz, într-un parc, pe bancă, la munte, la mare, pe plajă. Nu contează, switch-ul va funcționa și va funcționa din prima așa cum trebuie. Adică doar deblocați, selectați jocul, dați play și asta este. Deja vă jucați și, cum spuneam, dacă sunteți undeva plecați, vă faceți hotspot de pe telefon, vă conectați cu switch-ul la telefon și automat puteți să vă jucați și online fără lag. În schimb, cu varianta aceasta, cu telefonul conectat prin Steam Link, ca să puteți să vă jucați jocurile de acasă pe telefon, trebuie să vă faceți un VPN acasă, să vă conectați cu telefonul la VPN-ul de acasă, dacă aveți o legătură bună de internet, da, o să meargă totuși, o să aveți un mic lag, dacă e să nu jucați shootere sau chestii care aveți nevoie de viteză mare, gen Rocket League, o să fie semi-ok varianta aceea. Doar că nu este o variantă la îndemâna oricui. Nu toată lumea știe să-și configureze un VPN acasă, să se conecteze cu telefonul acasă. Pe lângă switch-ul, by default, funcționează. Nu trebuie să faceți nimic. Este conceput să meargă așa cum e. Ați apăsat butonul de power și asta e tot. Pe când varianta aceasta, pocâncea, mai necesită mici modificări, mici atenții și trebuie să vă pricepeți. Altfel, dacă sunteți doar acasă și vă jucați doar jocuri din Steam, sigur, merge perfect. Adică, să spunem că aveți calculatorul jos în living room și voi vreți să vă jucați din dormitor pentru că calculatorul este legat la monitor și sau la televizor și în același timp se mai face și altceva cu acel televizor. Sau pur și simplu vă este lene și vreți să stați întins în pat. Sau pur și simplu mergeți la toaletă și vă jucați toaletă. Varianta aceasta o să meargă atât timp cât vă jucați jocuri din Steam Link. În schimb, varianta cu switch-ul o să funcționeze no matter what. Așa că luați în calcul această idee. Luați în calcul tot ce v-am spus noi legat de aceste două variante. Și sincer, dacă vreți doar să vă jucați și atât, cred că Switch-ul este cea mai bună variantă. Pentru că varianta cu Steam Link, aveți nevoie de un telefon, aveți nevoie de controller, aveți nevoie de un calculator, aveți nevoie de contul de Steam și aveți nevoie de o rețea. Și da, doar de o rețea. Pe când acesta, aveți nevoie doar de internet, dacă vreți să vă jucați jocuri online. Altfel, ați băgat discheta sau ați dat drumul la joc, l-aveți deja downloadat și asta este tot. Și cam asta este comparația noastră între un Nintendo Switch și un telefon cu Steam Link și cu controller ca să vă jucați remote jocurile de pe calculator. Sper că acest clip vă este util, sper că o să alegeți una din aceste variante sau o să vă ajute să decideți una din aceste variante. Nu uitați de un like, de un subscribe, ca întotdeauna. Eu sunt Lucian, noi sunt Vlog Tehnica, de asemenea avem o pagină de Facebook la care vă recomandăm să dați acolo un like. De asemenea, avem și o pagină de Instagram, nu uitați de un like și de acolo, ca noi să continuăm să facem materiale de genul ăsta. Ne vedem data viitoare. Bye!